ponta, da? Să duce în diverse locuri, fie să nu bage unul cuțitul în el, corect, să nu stea prea aproape de el, vorba aia, un infractor periculos sau vreun ins care ar putea să, într-un fel sau altul, să profite de apropierea de obiectivul 0 sau 1, cum să o numi el. Care este explicația totuși? În ceea ce privește zona de responsabilitate a SPP-ului, sigur, și sunt convinsă că și de data aceasta i-au asigurat perimetrul de siguranță președintelui, tocmai ca să nu se întâmple absolut nimic. Înțeleg că domnul Bercea era un om cu o funcție politică, era președintele Partidei Romilor. Scuzați-mă, în Parlamentul României, în Parlamentul României, dacă vine domnul președinte, păi trebuie să primească foarte multe informări. Că sunt oameni cu dosare de prostituție, că sunt oameni cu dosare de trafic de petroale, că sunt pe evaziune fiscală, să știți că toate sunt pe siguranță națională în condițiile acestea, da? Deci ar trebui de fiecare dată președintele să stea doar închis la Cotroceni, pentru că dacă se întâlnește cu domnul Duicu, cu domnul Cosma, cu domnul Mazăre, cu domnul Nicușor Constantinescu, sunt cazuri de siguranță națională în egală măsură ca și Bercea. Aveți o problemă. Este o realitate. Sigur, eu, domnul Adam. Nu, dar vă spun eu, planul de la Prahova are 35 de milioane evaziune fiscală pornit. Înțeleg că au ajuns la cifre mult mai mari. Deci despre asta vorbim. Doamna, mai departe, e foarte interesant ce spune. Haideți să împărțim subiectele. Subiectul Mircea Băsescu e de competența justiției și nu e treaba noastră. Subiectul declarației politice de mâine din Parlament. Această declarație politică nu are de-a face nimic cu funcționarea Parlamentului, în primul rând. Ea excede cadrul constituțional. În relația dintre cele două instituții, dintre Parlament și președinte, în momentul în care există o suspiciune consistentă a Parlamentului, se poate declanșa procedura de suspendare a președintelui. În cazul nostru, suntem în fața unei declarații politice care nu servește la nimic altceva decât îi servește lui Victor Ponta pentru campania prezidențială, punct. Ăsta este și motivul pentru care Partidul Democrat Liberal mâine nu participă la această mascaradă. Bun, dar acum vin și vă explicați, doamna Anastase, că acest Partid Democrat Liberal care nu participă la mascarada din Parlament de mâine poartă negocieri pentru fuziune chiar în acest moment cu un Partid Național Liberal în care... Câteodată vreau să vă spun ceva, noi suntem convinși că ținta nu este Traian Băsescu, ținta este justiția și statul de drept. Extraordinar! De fapt, asta e culmea! Așa, că urmărim... Păi da, presiunea asupra președintelui să-și dea demisie, coroborată cu un individ care spune dintr-o dubă și devine credibil când spune din duba respectivă, în ochii dumneavoastră, în ochii dumneavoastră, pesediștilor, nu în ochii românilor, când spune și folosește nume importante din justiție. N-ați auzit pe cineva de la noi să facă astfel de referire. Vă rog, n-ați auzit și nu n-o s-a auzit. Dar mă uit în Parlament, să faceți.